Piața muzicală din România este supraaglomerată, iar cei care vor să reușească trebuie să vină cu ceva nou, nu neapărat ca stil muzical. Apariția în sine poate să fie atât de percutantă încât respectivii artiști să devină vedete cu minimum de efort. Din ultima categorie face parte și Munieca. Deși are un pseudonim spaniol care înseamnă păpușă, Munieca e româncă jet-beget, ce a scos-o din anonimat pasiunea pentru măști. Le iubește atât de tare încât le poartă permanent. Până acum nimeni în showbiz nu i-a văzut fața, pentru că Munieca poartă o mască și când iese cu fetele, dar și când merge la plajă. Și acum mă întreb și eu, oare cum se bronzează? Să cumpăr dragoste, câți bani trebuie să ai? Tu vii speranțe că nu ai ce să-mi dai. Atât am așteptat să vrei să mă ai. Nu mi-ai zis stop, nu mi-ai zis nici hai. Cu pene, cu pietre din foițe de argint, din dantelă, negre sau albe și ample, acestea sunt măștile cu care Munieca ar putea organiza un adevărat carnaval. Vă întrebați câte are? Cred că peste 30 de măști și intenționez să nu mă opresc aici, bineînțeles, pentru că sunt foarte pasionată de ele și vreau să ajung, nu știu, poate la un moment dat să-mi deschid o galerie, de ce nu, unde să mi le expun. Indiferent că iese la plimbare sau că pozează pentru revistele Glamour, Munieca nu se desparte de măștile ei misterioase. Le poartă chiar și la plajă. Ideea de a cânta din spatele unei măști a venit în timp ce se afla în vacanță la Veneția. Am fost în perioada carnavalului. Și atunci erau foarte multe măști expuse și fiind atât de colorate, atât de frumos lucrate, nu m-am putut abține să-mi iau una și m-am gândit atunci când m-am întors din vacanță să-i propun ideea mea managerului meu. El a fost foarte încântat și a zis că de ce nu să pornim proiectul pe baza măștilor. Masca de la care a pornit totul te lasă fără cuvinte. Este lucrată manual, suflată cu aur și are o coroană din pene lungi și negre cu accente verzi. Este preferata mea și prima mască pe care mi-am achiziționat-o din Veneția. M-am învârtit foarte multe zile pe lângă ea și n-am putut să plec de acolo fără ea. Având penele foarte mari este și puțin mai greu de purtat, însă reușesc să o port. Și o susțin cu câteva agrafe. Munieca nu s-a mulțumit doar cu măștile senzaționale cumpărate din Veneția. Așa a început să-și creeze propriile opere de artă pe care să le poarte pe față. Una dintre preferatele ei este lucrată cu tot felul de cristale prețioase. Această mască este model unicat, la fel ca și multe altele. La această mască s-a lucrat mai mult pentru că, după cum vedeți, la bază, are ca niște particule. Aceste particule sunt făcute dintr-un fel de praf de bronz cu un fel de pastă care se întărește destul de greu. La fel de mult adoră și masca împodobită cu pene de fazan. Este mai diferită față de celelalte măști pentru că abordez într-adevăr și stilul glamour, dar îmi place foarte mult să merg și pe ideea veche, baroc, vintage. Una dintre cele mai ușoare măști pe care le are este cea în formă de fluture suflată cu praf de cristale prețioase. Este din foițe de argint. Cred că mă definește cel mai bine această mască pentru că plac foarte mult ținutele și accesoriile care sunt extravagante și strălucesc. Măștile ne-au fascinat și pe noi, dar ne-au lăsat cu o întrebare fără răspuns. Cine se ascunde în spatele lor? Momentan nu vom afla. Cert este că atunci când Munieca își va dezvălui identitatea, o va face pe Facebook.